Bună, sunt Doina de la Sămărgelim. Astăzi vom discuta despre folosirea elementelor tehnice în confecționarea bijuteriilor. Am învățat să folosim Guardian Wire pentru închiderea colierelor. Deci avem o sârmă siliconată sau fir siliconat, un crimp printr-a cărui deschidere trecem firul, apoi luăm Guardian Wire, intrăm cu firul prin el, îl întoarcem prin celălalt orificiu și îl aliniem pe fir, astfel încât firul să fie protejat de Wire Guardian. Dacă vrem să prindem și o închizătoare, este momentul să o introduceți pe fir, treceți deasupra Wire Guardianului, iar capătul scurt al firului îl treceți din nou prin crimp. Duceți crimpul cât mai aproape de Wire Guardian cu un clește de presat. Apropiați brațele Wire Guardianului și strângeți crimpul. Rețineți, trebuie să fie cât mai aproape de Wire Guardian. Presați. În momentul acesta, colierul este închis, dar din motive estetice vom folosi și un crimp cover, o acoperitoare de crimpi. Da? Îl prindeți în clește, cu deschiderea în sus, introduceți crimpul în interior și presați. Aliniați marginile și tăiați excesul de fir. Dacă aveți mărgelușe înșirate, puteți introduce firul acesta scurt prin interiorul mărgelelor pentru a-l masca. Dacă nu, pur și simplu tăiați cât mai aproape de crimp cover. La celălalt capăt procedați în același fel, numai că în loc de închizătoare veți prinde pe Wire Guardianul lănțișor prelungitor sau OZA.